Marina Filipovici, pe care o aștept lângă mine. Am vrut să zic doamna Marina Filipovici. Eu așa îi zic de fiecare dată. Bună seara, doamna Filipovici. Vă zic la mulți ani, așa cu atenție, coborâți. Cu atenție, da, desigur, bună seara. Vreau să vă pup, vă pup și vă spun din tot sufletul la mulți, mulți ani. Haideți să ne așezăm și să depunem așa niște amintiri, să vorbim și despre trecut, dar și despre prezent, și despre viitor. Și vă spun încă o dată la mulți ani, să fiți sănătoasă, puternică, să vă fie familia sănătoasă, pentru că până la urmă acest lucru e cel mai important, și să veniți la noi să ne povestiți despre proiecte frumoase. Vreau să vă spun bună seara și să vă mulțumesc din suflet că voi sunteți acei care de fiecare dată de ziua mea vin la voi cu mare, mare drag. Și chiar de anul acesta m-am străduit să nu vin cu mâinile goale, dar un videoclip promis de mult timp, așa înainte de Revelion încă. Da. Știți că am spus că vin cu el în premieră la voi și uite că s-a realizat. Ne bucurăm tare mult că v-ați ținut de cuvânt și o să vedem videoclipul și noi în scurt timp. Haideți, dacă tot am început cu clipul, să vorbim despre clip. După aia vorbim un pic și despre faptul că sunteți sărbătorite. Deci este un videoclip pe care chiar așa l-ați conceput? V-ați făcut un cadou? Ați avut această idee? De fiecare dată de ziua mea vreau să vin cu ceva nou. Anul trecut am venit cu o melodie frumoasă, Să trăiască neamul meu. Și uite, anul acesta a fost așa să fie, n-am realizat nicio melodie nouă, dar era videoclipul care se cocea acolo în țedișor și uite că mă strădui să vin cu ceva nou, fiindcă e și frumos și interesant pentru public. Așa este. Cum a fost? Dar uite că ai început să povestesc dacă cum a fost. De la bun început vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat alături de mine la această melodie, fiindcă suntem o echipă destul de vastă. Începem cu autorul melodiei și aranjorul Adrian Nistreanu, textierul Mariana Honceru, orchestra Mugurel în frunte cu maestru Ion Dascăl și Studio Nica, cei care au realizat acest videoclip, alături de dansatori din ansamblu Mugurelul din Iași și uite că am găsit și o fanfară a lui Stamate care a fost cu noi în videoclip. Așa, pentru că piesa se numește Răsuna frumos fanfara. Doamna Filipovici, propun să urmărim videoclipul împreună cu cei de acasă, videoclip în premieră, ca să fim în temă, după care revenim și discutăm detalii, că suntem curioși. Mare drag! Așadar, videoclip în premieră de la doamna Marina Filipovici. Tropăiam strigând în lungă la prut, ram, tai, tara, da, ra, da. De pe-un maltișele l-altul răsuna sârba de-alatul. Din maluri de prut, joc mi-e-n trecut, ram, tai, tai, ra, da, ra, da. Nintre șem cu lăutari, uite să clătinau stejarii, mă. Când și azi eu cu tropăim strigând în lungă la prut,
loc din trecut, eram tai tai ra da ra da. Cântăm cu frac împreună, îi enuncă cu voie bună, mă. Cu fanfara lângă mine, eu cânt lumii pentru tine. Tăti cânti și limele pentru frac și nemurile. Să jucăm iar sârba roată, astăzi ca și altă dată. Mai departe să rămână, să ne facă voie bună. Resună frumos fanfara, jucăm, cântăm până seara. Tropăim strigând, ne lungă la prun, ram tai tai ra da ra da. Joc din trecut, ram tai tai ra da ra da. Ui, cu cânticul de fanfară, ui, vine amur în lungușoară, mă. Ui, amur dragi de pistitor, ui, cu cântic la joc păscot, și-am să cânt cât am să pot. Am revenit în studio, doamna Filipovici, felicitări pentru acest videoclip frumos, culori frumoase, mulțumesc luminos. Mult. Când ați filmat? Am filmat pe final de octombrie, dacă țineți minte, am avut o toamnă lungă, frumoasă și am profitat de acest timp călduros. Dar cum am spus, că am avut și peripeții la filmări, că fiindcă când am ajuns în lunga aceea care am văzut-o noi primăvara, frumoasă. Deci voi ați ochit locul? Noi am ochit-o din primăvară, da. Dar când am ajuns în muncă, adică a ajuns primul operatorul, ne-am pus mâinile în cap, fiindcă acolo erau tot numai spini uscați și verdeața și frumusețea aceea care am găsit-o noi primăvara nu mai era. Și atunci nu știam cum să ieșim din situație, fiindcă deja lumea era adunată, toată asta. Deci oricum le mulțumesc foarte mult pe această cale că tot ei au fost acei care au fost ingenioși și au găsit lunca imaginară și au făcut toată munca cea mai, dacă ar trebuia să fie deja gata, pe parcurs. Deci ați găsit ieșire din situație. Da, tot asta timpul se găsește ieșire din situație, dar fără peții eu nu pot, asta e. Toată viața mea e așa. Asta e mai... E bine, nu? E mai interesantă viața. Da, da, probabil că e mai interesantă și, în general, probabil că viața când este cu așa diferite... Hopuri, să zicem. Da, care ne așteptate, atunci și o apreciez altfel. Exact. La filmări, în rest, cum a fost? Am văzut că, într-adevăr, pe platoul de filmare au fost mai mulți oameni, ați avut destul de mulți colegi de platou. Mi-am dorit foarte mult că totuși să, la text se vorbea despre că se întâlnesc de pe ambele maluri ale prutului și am rugat băieții să ia două costume ca să fie diferență. Și totodată, deci, ne-am străduit cât de mult am putut să ne apropiem de text. Dar ideea e că din ungheniul meu de acasă răsuna sârba voioasă. Și când eram eu copilă, chiar la noi la ungheni, noi eram acei copii care mergem la gardul cel la Ghimpoz și ne uitam peste prut la oamenii care munceau și chiar îi salutam, vorbeam cu ei. Deci undeva era nostalgia asta de a vedea că erau ca și noi oamenii, dar asta e. Și, într-adevăr, până la urmă s-au unit aceste două popoare care au același folclor, aceleași tradiții, același costum aproape, deci puțin ce se diferă. Și uite, asta a fost ideea. Dar mi-am dorit foarte mult... Ideea nu este a mea, o spun cu adevărat, este Adrian Distreanu cel care mi-a dat ideea, fiindcă noi de multe ori discutam. Cum de la tine de acasă se vede? Da, de la mine de acasă se vede prutul și se vede oamenii de peste prut cum
locuiesc, muncesc dimineața până seara. Deci e o piesă, într-un fel, autobiografică, să zicem, da, într-o anumită, da, măsură. Așa. Și chiar mă bucur foarte mult, fiindcă am dorit și să ating și ungenenii mei, care îi iubesc foarte mult, care la ei am crescut în fața lor, am crescut ca copil, ca artist, ca femeie, deja m-am realizat ca mamă. Și uite că tot timpul, probabil că într-un palmares de atâtea melodii, trebuie să ai ceva de acasă. Sigur că da. A fost deja publicat videoclipul pe YouTube, pe, da, Facebook, da, așa, da, e, da, e, da, deja, l-am, deja foarte important. Deja trecută l-am publicat și sper să aibă, să aibă priză, să le placă tuturor, dar... Mai mult contează pentru mine această realizare foarte mult, fiindcă tot timpul mă strădui să-i dau la orice melodie care îmi place foarte mult și imagini video. Așa, dar noi uitați-vă ce imagini avem, avem fotografii cu... sunt de la filmări, nu-i așa, doamna, da, Filipovici? Da, 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 sunt de la filmări, de la Gura Humorului și uite că acolo este băiatul meu. Care am înțeles că... vă susține, da, și se implică tare foarte mult. Mult. Da, 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 da. Deci, da, o să fie viitorul dumneavoastră impresar. Da, un artistic. Impresar artistic. Nu știu cât de astea, dar nu are de ales, fiindcă taică-s-o nu prea este acasă și atunci el este ajutorul numărul unu la mine, la toate. Așa. E băiatul cel mai mare. Da, are acușo. De grabă și el este omagiat. La 14 martie o să facă 14 ani. Așa. La mulți ani, Sânduțul. Așa, să fie, Doamne ajută. Doamna Filipovici, dacă tot am ajuns la capitolul copii și familie și astăzi este ziua dumneavoastră, spuneți-ne care sunt cele mai mari împliniri ale dumneavoastră până în acest moment, până la această vârstă? Tot ce vedeți la mine e cea mai mare împlinire. Deci, tot timpul mi-am pus, când eram mai tinerică, pe prim plan cariera artistică. Când am dat naștere lui Alexandru, mi-am dat seama că cea mai mare realizare a mamei mele a fost nașterea mea, a nașterea fetelor ei, Lilia și Marina. Numai atunci mi-am dat seama ce înseamnă, ce însemn eu pentru ea, numai atunci când i-am dat naștere lui Alexandru. Până atunci îmi părea că așa și trebuie să fie, să-mi dea, să-mi pună, să mă ajute, să mă trimite la școală, să nu știu ce. Atunci mi-am revizuit absolut de tot gândurile și mi-am dat seama că această persoană importantă din viața mea, mama și tata, a făcut mult mai mult pentru mine decât a dat naștere. Și cea mai mare realizare, eu cu soțul meu, Petru, am făcut-o împreună, 3 băieți. Și mulțumesc Domnului să ne fie băieții sănătoși și să ne bucurăm de ei și să ajungem să-i vedem miri și pe urmă tați și noi bunicii respectiv. Ce frumos! Tot timpul zic și îmi dau seama că dumneavoastră chiar o să fiți soacra cu 3 nurori. La modul direct. Direct, da. Da, în sensul propriu al cuvântului. Păi că pe Alexandru de multe ori îl întreabă, nu mai vreți o surioară de aici, că nu stricăm povestea. Bun răspuns. Așa e. Credeți că o să fiți o soacră bună, răbdătoare, cu minte, așa? Sau o să fiți un pic cicălitoare? N-am să fiu cicălitoare, de la bun început spun, fiindcă sunt persoana care am de treabă, am de lucru. N-aveți când să vă ocupați cu alte chestii. Și dacă am să fiu activ, am să mă strădui să fiu activ, vreau să semăn cu, de multe ori spun, chiar în față le spun, vreau să semăn cu artistele noastre de azi, care sunt Ioana Căpraru, Margareta Clipa, care sunt Zinaida Julia, le văd pline de viață, le văd pline de activitate, de bunătate, vreau să fiu și eu așa. V-ați făcut un, nu știu, un plan, o imagine despre ce vă doriți pentru următorii ani? Nu. Peste 5-10 ani, nu? Nu. Nu obișnuiți să vă faceți planuri? Pot să-mi fac plan pe câteva luni înainte sau pot să-mi pun un scop că să realizez ceva în anul acesta, dar nu prea îmi fac planuri fiindcă de multe ori nu prea reușește. Așa. Planurile sunt, trebuie să ai un scop, trebuie să știi ce ai de făcut anul acesta, adică plus minus. Dar dacă nu se realizează, niciodată nu trebuie să mergi împotriva apei.
înseamnă că acolo undeva stelele s-au rezervat ca tu să faci lucrul ăsta mai bine anul viitor. Că chiar melodia care ați auzit-o azi în videoclip, foarte greu s-a realizat. Mi-a venit foarte greu, fiindcă eu până acum nu am cântat așa gen de melodie. Și atunci chiar am avut dificultăți la pronunțare. După ce am ascultat imprimarea, nu mi-a plăcut cum am pronunțat, unde am pus accentul. Am avut nevoie și de consultație. La ce cuvinte, de exemplu? La multe, fiindcă uneori noi vrem să cântăm cult, dar odată ce ori cânti toată melodia, ori o cânti deja cu dialect. Și atunci, chiar sincer vă spun, am apelat la Veta Ghimpu Munteanu, îi mulțumesc foarte mult și am stat rând pe rând și îți spuneam, doamna Veta, așa sau așa? Fiindcă sunt niște greșeli care deja mie nu mi se iartă să le fac, știi? Poate un interpret tânăr, dacă o să greșească, nimeni nu o să observe, dar eu deja nu mai pot face așa greșeli. Și până la urmă, această piesă e cântată în varianta... Ultima, cea mai bună. Cu dialect? Cu dialect. Așa. Și deja, asta e a doua sau a treia încercare la care am făcut-o și mi-a plăcut și am rămas la ea. Uitați, cred că noi nu suntem conștienți de aceste mici detalii, cum se pronunță cuvintele, dar cum se cântă. Da, dar mai sunt și oameni care înțeleg, așa, nu e toată lumea, exact, asta. Exact, doamna Filipovici. Sărbătoriți astăzi? Azi nu. Adică, da, mă rog, în familie puțin așa cu copii, dar cred că las pe sâmbătă duminică, așa, ca să fie toată lumea liberă. Și vreau să le mulțumesc tuturor acelor care pe rețele de socializare m-au surprins cu atâtea felicitări. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei. Vă mulțumesc, am să vă răspund la toată lumea. Și am spus și mă simt o răsfățată astăzi ca niciodată. Nu știu, orică e o dată mai rotundă, orică e ceva de felul ăsta. Apropo, vă este, nu știu cum să zic, teamă sau evitați să vă spuneți vârsta dacă vă întreabă cineva câți ani aveți? Ziceți? Marina Filipovici, îi spunem la mulți ani cu 45 de ani. Doamne ajută, mulți înainte! Nu știam că chiar atât faceți, adică nu e mult, dar nici puțin, dar arătați foarte bine. Aveți spirit tânăr, știți, aveți așa un spirit... Nu pot să îmbătrânesc cu băieții mei, asta e. Probabil că ei m-au întinerit cu 20 de ani și așa am să fiu până la urmă, deci când o să am 70, o să mă simt de 50. Exact. Foarte frumos, doamna Filipovici, mulțumim tare mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Vă spunem încă o dată la mulți ani, să fiți sănătoasă și noi vă așteptăm cu drag tot timpul la noi. Vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă tuturor și la mulți ani celor născuți în Marte, la toată lumea. Exact, așa să fie. Și pentru că am zis că sunteți frumoasă și arătați bine, da, ne cântați și o piesă. Cu mare drag. La temă. M-a făcut mama frumoasă, nu spre laudă. Mulțumim tare mult, doamna Filipovici. Vă invit în scenă, mulțumim frumos. Așadar, ascultăm o piesă cu un mesaj important. De fapt, e bine să învățăm să ne iubim și să ne simțim frumoși. Știți cum se spune, frumusețea vine din interior și noi chiar credem acest lucru. Asta nu înseamnă că trebuie să ne neglijăm aspectul exterior, dar până la urmă tot ce e mai frumos și mai important chiar vine din suflet. Îi spunem încă o dată la mulți ani, doamnei Filipovici, și o ascultăm. Te-i zâulica mare, da-i-le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 -
Păi și e la ochi-n coță, ei de mă ia badea la joc. Păi s-ar cânti și iese foc. Păi câte fete în satul meu, păi și-a mai hărnicuță-s eu, mă. Mult mi-e drag la șezătoare, se tot lâna din fuioare. Sunt coție cu altețe și se dau badei gurețe. Da, eu sunt fată hărnicuță și e chel la ochi-n cuță, de mă ia badea la joc. S-ar cânti și iese foc. Păi joacă-mă, bădiță ghinii, păi și mă strânge lângă tine, mă. Da, și badea ghinii joacă, nu-i flăcău ca să-l întreagă.
bachet al papăsa. În ufle tău cad în sânsa. Da, eu sunt pate hernicuță și e la ochi-n cuță. Păi, din mă ia badea la joc, lasă-ți cânti și iese foc. Păi, joacă-mă, bădiță ghinii, dacă mi-i vede atâta lumii, măi. Când merg pe ulița mare, dai-le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 
drag bădița, ia uite, da, eu sunt fată hărnicuță, păi și eu la ochi-n cuță, de mă ia badea la joc, păi s-a scânte și iesă foc, măi, păi, da, eu joc și nici nu-mi pasă, dar m-a făcut mama frumoasă, măi, când ies cu bădița joc, toți flătăi îmi fac foc, dar nu mă uit la dân și eu,